Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 despre faptul că în parcarea unui bloc de pe strada Minerilor are loc un conflict între mai multe persoane. Polițiștii de siguranță publică s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care s-a stabilit faptul că în timp ce un tânăr de 26 de ani din Târgu Jiu și o femeie de 34 de ani din comuna Mihăiești, județul Argeș, se aflau în parcarea de reședință a unui bloc de pe strada Minerilor, în urma unui conflict pe locul de parcare, au fost agresați prin lovituri cu pumnii și picioarele în zona corpului de către doi locali. Nici un bărbat de 60 de ani și o femeie de 47 de ani care locuiesc pe acea stradă. Persoanele vătămate nu au solicitat prezența unei ambulanțe la fața locului pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă aceștia s-au deplasat ulterior cu autoturismul personal la spital pentru investigații. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.